Ceasul este 21 împărțit la 48. Iar în continuare aștept Interregio 1837 Iași Timișoara Nord, care s-a pornit la ora 21 împărțit la 40 din stația Suceava și care va trebui să treacă în 2-3 minute prin zona de aici. Îl voi aștepta, după care îmi voi continua drumul către Suceava cu First Jaff-ul, bike-ul de la First Jaff Lodge. Încă îl voi aștepta. La revedere. Semnalul este verde, după cum v-am arătat. Soarele a apus de mai bine de o oră. Am nocturne puternice. Reușesc să ajung cu bine la Suceava, sper. La revedere! Tren Interregio 1837 Iași Timișoara Nord, tras de către locomotivă electrică 4104311 a depoului Suceava Nord. S-a produs extorsiune, nu era locomotivă de Cluj la trenul acesta cum era de obicei. Se poate observa luna care este pe cer. În continuare mă aflu lângă releu și voi pleca către Suceava. Distanță 9 km de pedalat, dar nu e mult deoarece am mai multă vale de aici încolo. Se poate observa Suceava, care este încolo, și turnul la Mol este acolo. Observă și voi porni. Ceasul este în jur de ora 22. Voi face o mică oprire să-mi verific puțin roțile.
Roata pe spate o leacă moale, dar nu e o problemă. Important e să nu am pană. Pornim din nou. Periculoso.
checkpoint 1. Se pare că am intrat în șcheia. Voi opri filmarea și voi continua drumul. La revedere!